Bună și bine v-am găsit sau v-am regăsit pe acest canal. Astăzi ne vedem cu un clip cu produse terminate destul de mare pentru că am strâns deja în două plăsuțe. Cei drept prima plăsuță era un pic cam mică, cea pe care am ales-o și nu au încăput atât de multe produse, dar este plin așa că a trebuit să mai pun și în într-o altă plasă fapt pentru care îmi doresc foarte mult să le filmez pentru a putea să le pun la reciclat. Ieri m-am ocupat de celelalte din clipurile trecute să le clătesc și să le pun la plastic. Iar acum o să am noi recipiente de curățat și de pus la reciclat. Este activitatea mea preferată. În primul rând am terminat un săpun lichid de la Nabulsi. Este cel cu ambră. Am auzit de el de la Andreea Stăicuț, cred, cred că l-am văzut pe Instagram, pe undeva. Când am văzut o ofertă pe farmacia AT, mi-am dat comandă. Varianta asta cu ambră mi-a plăcut extrem de mult, mult mai mult decât cealaltă variantă, pentru că se și menținea mirosul, este un miros elegant, așa oriental. Foarte mult mi-a plăcut acest produs, însă... Nu făcea foarte, foarte multă spumă pentru că era așa ca un, ulei cumva. Schimb, am numai cuvinte de laudă despre el. Personal mi s-a portat așa o experiență destul de luxuriantă și prețurile sunt cam măricele la aceste produse, însă eu am beneficiat de o ofertă. Dacă achiziționam un săpun lichid, cred că primeam un gel de duș de 100 de ml cu trandafir. Nu mai știu exact ce ofertă a fost, dar a fost o ofertă foarte bună și am zis și o să le testez. Am fost încântată de acest produs, chiar am rămas cu gândul la el. Alte produse de care suntem încântați sunt deodorantele de la Borotalco. Cred că v-am arătat în ultimele clipuri cu produse terminate acest spray l-a folosit prietenul meu preponderent și a luat mai multe sprayuri nu mai avem, trebuie să ne facem stoc. Am văzut că sunt la reducere unele variante 15%, mai ales cele pentru bărbați, însă plănuiesc poate luna viitoare să dau o comandă și sper să beneficiez și atunci de vreo ofertă la ele pentru că am cam rămas fără deodorante, cel puțin fără borotar cu o clar am rămas. Am terminat și o pastă ecologică Crimi de la Secretele Ramonei, și asta mi-a plăcut. Într-adevăr, ele au o textură foarte cremoasă și foarte lichidă. Este ușor să dai pe tine pentru că se prelinge așa de pe felia de pâine dacă o mănânci cu pâine. Însă ce am descoperit este combinația de banană cu această pastă. Efectiv băgam banana înăuntru și o mâncam. Mi-a plăcut foarte mult, îmi plac produsele de la Secretele Ramonei, sunt mai scumpicele, însă atunci când dau promoții, merită să Vă faceți un mini-stock și să le încercați pentru că sunt uh, net superioare. Foarte mult mi-au plăcut. Într-adevăr am preferatele mele pe care vi le-am menționat în clipurile precedente și nu are rost să mai intru în detalii. Însă mi-au plăcut foarte mult, m-au impresionat. Acest șampon care nu prea mi-a plăcut este Nutrafix fix, with keratin. Nu mi-a plăcut pentru că avea așa o consistență foarte siliconată, foarte gelatinoasă. Când apăsam așa să iasă șamponul, ieșea cu totul, nu știu cum să vă explic, și apoi intra înapoi. Foarte ciudată senzație nici nu mirosea extraordinar. Părul arăta ok, nu mi-a încărcat scalpul, n-am făcut mătreață de la el, nu mi-a uscat părul, însă nu mi-a plăcut deloc consistența lui și nici mirosul. Cu siguranță nu o să-l mai recumpăr, eu l-am luat dintr-un magazin care aducea produse din Anglia, a fost și destul de ieftin. Nu pot să zic că mi-a plăcut, cu siguranță nu o să îl mai recumpăr așa cum v-am mai spus Un produs care m-a impresionat, pot să zic, adică a fost chiar ok Este un balsam de păr de la Balea care era cu rodie, însă mie mi s-a părut că mirosea a grapefruit foarte puternic a grefit. Avea o consistență destul de groasă și mi s-a părut că acționa destul de bine, potolea părul. Pentru că costă chiar cred că a făcut o treabă foarte bună. Eu până acum nu am mai folosit astfel de produse pentru păr de la Balea, nu mi-am să fi folosit. Era pentru păr vopsit, nu pot să zic că a menținut culoarea părului pentru că această nuanță de roșcat oricum iese destul de rapid, se decolorează destul de rapid dacă nu îl întreții cu o mască nuanțatoare, dar mi-a plăcut așa consistența, era destul de densă și de groasă. O cremă de corp care mi-a plăcut este cea de la Garnier Body Superfood și am și terminat-o, deși eu rare ori termin o cremă de corp pentru că nu prea mă dau cu cremă de corp din păcate, tot zic că o să încep să mă dau cu cremă de corp constant. Nu, doar pe mâini mă dau constant, însă pe corp nu mă dau și ar trebui să mă dau pentru că mă apropii și de 30 de ani, pielea nu mai are aceeași elasticitate, nici nu consum suficiente lichide, astfel încât ar fi cazul să mă dau cu cremă de corp. Îmi tot spun acest lucru, dar nu știu cum, nu vine să mă dau cu cremă de corp. Varianta asta, în schimb, mi-a plăcut și am folosit-o foarte, foarte mult, având în vedere că am și terminat-o. Într-adevăr, se absorbea repede, nu rămânea periculă unsuroasă, uleioasă, 48 de ore hidra, mi-a plăcut. Nu pot să zic că aroma asta cu avocado a fost preferata mea, însă consistența ei m-a impresionat și aș vrea să le încerc și pe celelalte, însă la cât pe repede termin eu cremele de corp și deja am strâns foarte multe. Cred că o să mai aștepte celelalte variante până va veni rândul lor. Până atunci vă vorbesc despre aceasta. Într-adevăr, este cu absorpție rapidă. Cred că acest lucru mi-a plăcut la ea, faptul că se absorbea rapid și că nu rămânea peliculă grasă. Și acest produs de la Zana, gel de duș calmant, mi-a plăcut. Eu l-am luat cu scopul de al folosi pe spate pentru că mi apar diverse coșulețe pe spate, pe mâini, am perioade în funcție de hormoni, de ce se mai întâmplă în organism. Și pe fața acum m-a bubuit pentru că e perioada aceea sensibilă a lunii, însă nu pot să zic că a avut vreo treabă cu coșulețele, dar mi-a plăcut, era așa destul de răcoritor cu câbădă și lavandă. Produsele de la Zana au ingrediente naturale, aceasta era cu 100% ingrediente naturale, fără conservant, îmbogățit cu vitamina E. Eu folosesc deseori produsele lor, acum am un șampon și deși nu-mi place mirosul, mă înțeleg foarte bine cu el în rest. Acest produs l-a terminat prietenul meu, este de la Future Natura. Eu am o colaborare cu Future Natura și în fiecare lună îmi aleg 3 produse de la ei. Acesta avea și un gust foarte bun. Vă zis, foarte multe lucruri, nu pot să vă spun despre el pentru că nu l-am consumat eu, însă prietenul meu a început constant să consume suplimente cu colagen pentru articulații lui cu siguranță i-a plăcut. Voi începe și eu să consum colagen pentru elasticitate și pentru piele, dar deocamdată iau alte suplimente și nu am reușit să-mi fac un program astfel încât să mă țin și de a consuma colagen într-un mod constant. Una dintre măștile preferate de păr pe care eu le-am încercat până în prezent este aceasta de la L'Oreal Profesionel, Vitamino Color, foarte, foarte mult mi-a plăcut, de la consistență, la miros, la cum lăsa părul, incredibilă este această mască și cu siguranță o să o recumpăr. După ce voi mai termina din ce am pe stoc, bineînțeles, mi-a rămas gândul la ea, avea o textură foarte, foarte, foarte interesantă, fină, mi-a plăcut extrem de mult. Poate voi mai încerca și alte variante de la ei, însă după ce voi termina ce mai am pe stoc, cu siguranță va fi recumpărată pentru că tare mult mi-a plăcut. Poate voi găsi chiar o cantitate mai mare. Pe aceasta o primisem în momentul în care m-am înscris la Beauty Vlogging School by L'Oreal. Am început-o la momentul respectiv pentru că a trebuit să fac o postare, iar ulterior am început să o folosesc constant și chiar s-a văzut diferența. Nu mai vorbesc despre ea pentru că văd că nu mă pot abține să nu vorbesc în continuu despre ea. Chiar mi-a plăcut mult. Se pare că avem numai produse preferate în acest clip și cred că de-a lungul timpului nu prea am vorbit nasol despre produse pentru că nu am nimerit produse într-atât de nasoale încât să vorbesc curând despre ele, cu excepția acelui șampon pe care v-am zis că nu o să-l recumpăr pentru că nu mi-a plăcut absolut deloc. Acest serum cu vitamina C inițial am început să-l folosesc cu prietenul meu, dar după aceea am început alt serum, îl am lăsat lui și a plăcut extrem de mult, este de la Revuel cu 15% vitamina C, care iluminează și uniformizează. Are o consistență foarte, foarte ok, nu rămâne uleios, nu rămâne la suprafața pielii și produsele de la Revoel au și un preț foarte bun. Văzusem că era pe Spring Pharma, cred că 21 de lei acest serum îl recomand cu mare drag. Mai avem unul și după ce le termină pe cele pe care i le-am dat acum o să îl dau pe acesta pentru că i-a plăcut mult și a început să folosească vitamina C constant. Acum mai are un serum tot de la Revel cu acid ascorbic care este un serum peeling și pe care îl folosește seara pentru că acela se folosește seara și mai are tot de la Revel unul cu ceramide și deja a folosit aproximativ un din el și a spus că îi place. Cel de seară nu prea îi place, pare puțin uleios, însă i-am dat o cremă matifiantă pentru seară, așa că ține sebumul sub control cu acea cremă un săpun lichid de la Zana cu gălbenele și gras Mie mi-a plăcut foarte mult cel cu lavanda, avea un miros destul de intens și chiar mi-a plăcut mai impresionat. Făcea și foarte multă spumă, deși avea o textură așa ca un gel, cumva ca un gel dezinfectant. Și acesta mi-a plăcut, dar nu pot să zic că e neapărat în aroma mea preferată. Aș fi vrut să mai încerc altul, l am și pe acesta pe stoc momentan și o să-i vină și lui rândul. Nu mi se pare că usucă mâinile, chiar face o treabă foarte bună și îmi plac și ambalajele lor, colorate și cumva minimaliste. Deschete de machiante de la Cien, le folosesc de ceva timp, mi se par foarte ok raport calitate preț, le-am recumpărat și acum și le folosesc în prezent. Le-au și pe cele mici, însă cele mari sunt mai Ușor de folosit pentru că nu trebuiesc foarte multe. Am avut o experiență foarte plăcută și cu produsele de la farmacia Izvorul Tămăduirii. Le-am câștigat la un giveaway, însă de foarte mult timp îmi doream să le încerc. Și m-a impresionat masca de buze, dar și un produs pentru conturul ochilor, însă și această cremă pentru ten mixt mi-a plăcut mi-a plăcut pentru că era așa ca un mus, nu era deloc grasă și m-am înțeles foarte bine cu ea, îmi place și recipientul, cred că îl voi păstra. Dacă vreți să încercați produse preparate în farmacie, eu vi le recomand cu mare drag pe cele de la farmacia Izvorul Tămăduirii. Cred că au farmacie fizică și în Craiova, cred că ei din Craiova sunt. Însă dacă ați folosit produsele lor, chiar aș vrea să-mi scrieți în comentarii părerea voastră și ce produse v-au plăcut de la ei. Eu am folosit trei produse, două dintre ele sunt preferatele mele, dar nici aceasta nu merită pus așa sub un cont de umbră pentru că și ea mi-a plăcut, însă celelalte mi-au plăcut. Și mai mult, în sensul în care am văzut o diferență vizibilă. Și uitați că am și cel de-al doilea produs, este serul contur pentru ochi cu peptide. Acest produs a fost extraordinar, avea o textură ca de serum, bineînțeles, cum îi spune și numele, și acest rolon. Și era foarte ușor de aplicat, intra extrem de repede. Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl folosesc. Cred că m-aș da mai constant cu chestii pentru conturul ochilor dacă ar fi sub această formă. Foarte mult mi-a plăcut, trebuie neapărat să îl mai menționez odată. Și masca de buze, despre ea o să vă vorbesc la momentul respectiv. Nu are rost să mai încarc acest clip pentru că deja cred că am turuit pur și simplu. Un alt produs care mi-a plăcut este cel de la L'Oreal, Revitalift Clinical. Ce e drept, am primit destul de multe produse spre testare, dar după cum vedeți, se și termină la un moment dat toate grămadă, astfel încât ajung să le rulez, îi mai dau și prietenului meu care din fericire se dă cu creme și cu serumuri și mă ajută să le folosim. Acest fluid de la Revitalift Clinică l-am folosit împreună cu serumul, cu vitamina C din aceeași gamă. Mi-a plăcut foarte mult, nu rămânea uleios, așa cum îi spune și numele, era un fluid. Se aplica foarte ușor, chiar mi-a plăcut acest produs. În general, sunt în căutare de SPF-uri care să nu fie extrem de grele și extrem de groase pentru că eu am tenul mic cu tendință de îngrășare și nu vreau să mi-astupe porii sau să mi cauzeze extra coșuri și așa am parte de ele acum în perioada dinaintea menstruației și mă rog, e mai complicată treaba. Un alt produs pe care îl am de pe site-ul Vitamix este din gama bunica agafia și produsele din gama bunica agafia sunt foarte bune. Eu am avut un tratament scalp pentru întărirea rădăcinilor. Nu pot să zic acum că am văzut niște efecte fantastice, pentru că nici nu am stat să analizez dacă mi-a crescut părul mai rapid, dacă mi-a căzut mai puțin, dar mi s-a părut foarte interesant pentru că se folosește înainte să te speli pe cap. În prezent folosesc un alt produs din aceeași gamă, însă cred că este anticădere. Și la fel îmi place foarte, foarte mult. Era așa ca o cremă pe care o luai de aici și o masai pe scalp, iar apoi îl clăteai. Mirosea a plante și se lăsa să acționeze 3-5 minute, apoi se clătea cu șampon un produs chiar interesant. Mi-a plăcut să îl folosesc, însă nu pot să zic că am fost eu atentă dacă s-a întâmplat vreo minune după ce am folosit acest produs. În general, eu nu prea cred în minuni. Rare ori au fost niște produse care, într-adevăr, au făcut o diferență vizibilă. În rest, cred că totul ține de o rutină și cumva să fii constant și să îți creezi niște obiceiuri sănătoase ca să le zic așa și care să te ajute pe termen lung. Deseori în cutiile de la Bazbox regăsim suplimente și deși cred că toată lumea are suplimente în casă, uneori poate prea multe, cum este și în cazul meu, vin anumite momente în care le folosim pe bandă rulantă, așa s-a întâmplat și cu acest sirop de la Maria Med, chiar mă gândeam că o să avem sirop pentru o foarte lungă perioadă de timp de unde au început virozele, a venit COVID-ul și ce a mai venit peste noi, astfel încât acest sirop s-a terminat, a fost un sirop foarte bun, cred că conținea miere și rădăcină de albă mare, reducea senzația de tuse și ameliora iritația cavității orofaringiene. Mi-a plăcut acest sirop foarte bun, în principiu l-a luat prietenul meu, însă am consumat și eu de vreo câteva ori, mi se pare un produs bun și un alt spray borotal cu cel de-al doilea. Iar acum trecem la cealaltă punguță pentru că v-am spus că mai am încă una. Un veniș, îmi place veniș, însă nu este neapărat o necesitate, adică nu îl avem mereu, însă când îl avem, îl folosim, bineînțeles. Acum am descoperit un produs de la Nufar pentru scos pete și chiar mi se pare foarte eficient. Îl pulverizez înainte de a pune rufele la spălat și mi se pare că petele ies mult mai bine. Singura chestie este că am făcut niște pete și pe laptopul meu, am dat o cu sprayul nu știu pe ce și era laptopul meu în apropiere, astfel încât au sărit particulele și am un laptop personalizat cu particule de spray de scos pete. Ce să zicem, s-a întâmplat, am fost puțin dezamăgită atunci, însă mi-a trecut de atunci până acum. Am folosit și o șervețelele de la Carrefour și le-am și recumpărat. Am luat varianta cu migdale, cred, sau nu știu exact cu ce sunt, cea bej și mai erau unele roz. Sper să nu-i spun prostie, însă mi-au plăcut, într-adevăr, nu sunt nici prea umede, nici prea oscate. Le-am văzut la, la povești cu Alina și de mult tot ziceam că o să le încerc și eu, că o să le încerc și eu și le-am încercat și le-am și recumpărat. Am încercat pentru prima oară această ciocolată amăruie cu 70% cacao și cremă de rom și mi-a plăcut foarte mult. Am început să mănânc și ciocolată amăruie mai des în ultima perioadă. Încă o vopsea, aceasta este vopseaua pe care o folosesc, este de la Fanola, în nuanța R66 Red Booster, eu o folosesc cu oxidant de 6%, însă pe aici prin spate deja s-a decolorat. Cred că după ce filmez acest clip o să mă dau cu mască nuanțatoare pe părul oscat, să o las să acționeze și după aceea o să-mi continui ritualul de spălare și de îmbălsămare a părului am descoperit și un produs ro vegan sau vegan, cred că e doar vegan, fără gluten, fără zahăr adăugat și foarte mult mi-a plăcut de la Rusani. A fost delicios, absolut delicios, o gustare sănătoasă, extrem de delicioasă. Și am descoperit și acest sanitol dezinfectant încălțăminte, cred că l-am văzut la Silvia, la Silvia Modelina cred că l-am văzut și l-a folosit prietenul meu, cred că o să-l recumpărăm, nu l-am mai văzut în Lidl, dar poate o să-l găsim în altă parte să-l recumpărăm pentru prietenul meu, el stă foarte mult timp cu picioarele în bocanci pentru că așa este jobul lui și are nevoie de astfel de produse. Am terminat și aceste multivitamin de la Weight World au fost cele mai bune geleuri vitamine pe care eu le-am încercat până acum, erau cu căpșuni și au fost absolut delicioase, nu erau din acelea foarte gumate, erau din acelea pe care le puteai mesteca ușor. Foarte bune, sunt extrem de aromate, le-am mâncat efectiv ca pe geleuri ca pe bomboane, pur și simplu. Și acum avem niște geleuri vitamine niște vitamine sub formă de geleuri, însă acestea mi-au plăcut foarte, foarte mult și chiar cred că este o variantă, mai ales pentru copii, dar acestea sunt și pentru adulți, pentru a ți lua vitaminele mult mai um, rapid, mai constant și mai plăcut. Cred că de fiecare dată vă arăt produse de la Farmona. De data asta am un scrub cu vanilie, șofran și cardamon. Mie mi se pare că miroasea a bomboană din aceea ciupa ciups cu Coca-Cola. S-ar putea să nu aibă nicio legătură, cred că la fel v-am zis și data trecută. Îmi plac foarte mult scruburile lor. Într-adevăr, rămâne o ușoară peliculă grasă. Dacă nu vă place acest aspect, nu vi le recomand, însă mie îmi place acest aspect, mai ales că eu nu folosesc cremă de corp după aceea, așa că o să le recumpăr. În general îmi plac și cele de la Farmona, Tutti Fruti, Sweet Secret, toate gamele lor îmi plac. Le-am încercat când stăteam în București pentru că mergeam foarte des la BBT, am stat în apropiere de plața, așa că făceam așa o tură până acolo cu prietenul meu când aveam timp. Balsam de rufe de la Semana, era mă rog o mostră de balsam de rufe, un miros foarte intens, foarte intens și elegant, mi-a plăcut foarte mult, mai era o variantă albastră, însă aceasta îmi place mult mai mult ca și miros. Cred că o să le iau și în variantă mare după ce mai terminăm din ce avem pe stoc, sper să nu mă fi murdărit pe la nas. Ugus Puffs. Vi le-am arătat și pe celelalte și astea sunt foarte gustoase. Nu sunt neapărat sănătoase, dar sunt gustoase. Produs de la Pure Essential, care mi-a plăcut, sunt niște dropsuri. Prietenului meu nu prea plăceau la gust, însă mie îmi plăceau și le luam de câte ori simțeam gâtul că mă deranja sau se pot lua de la 7 ani, n și zahăr. Nici nu pot să zic că strecea așa durerea de gât foarte rapid, dar îmi plăceau. Le luam și mi se părea așa că în timp făceau ceva. Chiar le-am luat cu mare plăcere. Dacă tot vă vorbeam despre suplimente, v-am spus că am avut și COVID, dar am luat varianta asta de Redoxon, care conținea vitamina C și alte 10 vitamine și minerale. Era Redoxon Pro. N-am mai încercat până acum Redoxon Pro. Eu de obicei iau Redoxon simplu, normal, de 1000 de miligrame, însă în perioada aceea am consumat varianta asta și mai luam zinc și de 3. Ultimele două produse, o pastă de dins de la Colgate. În ultimul timp am mai luat astfel de pastă de dinți pentru că o găseam în Lidl și ne era la îndemână. Chiar pe aceasta o lasim și la un preț bun. Mi-a plăcut și această pastă de dinți, nu mai știu exact care a fost preferata mea de până acum, însă de fiecare dată folosim alta și alta, nu prea le folosim pe aceleași. Iar ultimul produs pe care deja l-am folosit de două ori este al doilea tub terminat, este de la Cerave, Blemish Control Cleanser. La fel, nu mai cuvinte de laudă despre el, l-am folosit și pe cel verde mai deschis, cred și acela mi-a plăcut cel spumant, cred că îi spune. Sunt încântată de produsele de la CeraVe, cel puțin gelurile de curățare pe care le-am folosit pentru a curăța tenul, însă cred că ele merg folosite și pentru corp. Nu știu dacă e și cazul acestuia, însă știu că celelalte merg folosite și pe corp, și pe corp și pe față. Numai cuvinte de laudă, mi-a plăcut mult, mult de tot și l-am folosit de două ori împreună cu prietenul meu. Cam acestea au fost produsele pe care le-am terminat. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, aștept cu mare drag comentariile voastre să-mi spuneți dacă ați folosit din aceste produse și ce recomandări aveți, care sunt produsele voastre preferate. Eu vă pup și noi ne vedem data viitoare!